Doamnelor, domnilor, bună seara, bun găsit la A Patra Putere. Avem o emisiune specială în această seară pentru că avem și prima demisie din Spitalul Județean de Urgență. Facebook. Ne vedem acum și la televizor și pe Facebook și peste tot? Ce s-a întâmplat? Ați călcat piciorul pe un fir? Da, am înțeles. Ne cerem scuze pentru această defecțiune tehnică. Vă spuneam că e o emisiune specială, că am început într-un mod special. Da. După ce aseară ați putut urmări aici, sau l-ați putut urmări pe șeful Serviciului Județean de Ambulanță Gorj, pe domnul Constantin Mitroi, v-ați făcut o idee despre cine conduce unul din serviciile publice aflate acum în prima linie. Poate folosesc cam multe clișee, dar asta este situația în care ne aflăm. Acum este o situație gravă la nivel mondial și este cu atât mai gravă în România. Deocamdată nu a devenit gravă în județul Gorj, însă așa cum se vede că sunt coordonate, pregătite instituțiile din județul Gorj, putem avea motive de îngrijorare. Vă spuneam că aseară l-ați văzut pe șeful Serviciului Județean de Ambulanță, l-ați auzit, de fapt, aici la Tele 3. Pe mine, sincer să vă spun, m-a îngrijorat. Nu folosesc, eu nu am calitatea să zic despre cineva că este incompetent, însă mă întreb doar dacă la ora asta, după 24 de ore de la momentul în care am vorbit, a vorbit dumnealui la Tele 3, mai este în funcție. Ați văzut, nu prea știe nimic de pe acolo, decât că chestiuni vagi pe care le știu și eu din exterior. Sau știu eu mai multe lucruri decât știe dumnealui. Nu știe ce e cu circuitele prin serviciul de ambulanță, cum se pot îmbolnăvi oamenii de acolo, chiar personalul TESA, până la urmă. Nu știe nimic ce este în serviciul pe care îl coordonează și pentru care, pentru munca aceea, încasează sau este remunerat cu 195 de milioane de lei vechi lunar. Situația este și mai gravă la Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu. Este haos și dezorganizare. Primesc mesaje de la medici, asistenți, de la personalul medical din toate cele trei pavilioane ale Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu și situația este gri spre negru. Încă o dată, vă repet, este un haos și o dezorganizare totală. O să vedeți în această seară exact cum stau lucrurile. Este de-a dreptul înspăimântător ce este acolo în interior și ce ne spun oamenii, ce ne transmite personalul medical de acolo. O să vorbim în cea de-a doua parte a emisiunii și cu
domnul deputat Dan Vulceanu. Să vedem cum este cu șomajul, că înțeleg că începând de astăzi pot fi depuse cereri, sau au început să fie deja depuse cereri pentru șomajul tehnic. Care este procedura? Vom afla toate detaliile. O să încercăm să aflăm și ce este cu amânarea ratelor la credite. Compania energetică din Oltenia este aproape pe zero cu producția. Aproape, nu încă. Dar se prefigurează șomaj tehnic prin rotație și la complexul energetic Oltenia. Situația este cumplită. O să vedeți și tot de la domnul deputat încercăm să aflăm dacă se ia în calcul înghețarea salariilor, după cum a declarat ministrul finanțelor. Să vedem ce presupune acest lucru și dacă e posibil ca această chestiune să fie pusă în practică. Iar pe final o să râdem, pentru că până la urmă trebuie să mai și zâmbim în perioada asta, tot cu politicieni. Să vedeți ce s-a întâmplat ieri, când s-a anunțat că, sau înainte, cu câteva minute, să devină oficial faptul că spitalul de la Târgu Cărbunești, spitalul de urgență de la Târgu Cărbunești, este spital suport pentru cei infectați cu COVID-19. Să vedeți mostre de parșivenie la politicieni. O să râdem foarte tare. O să-i auziți ce spuneau doar cu 20 de minute înainte ca treaba asta să devină oficială. Și, așa cum vă spuneam, în ultimele 2-3 minute o să vedeți o comparație între ce se întâmplă în România și ce se întâmplă în alte țări. În perioada asta o să vă cruciți, ca de obicei, noi vă arătăm chestiuni reale aici. Bun. Pe scurt, vă spun că astăzi am aflat că primul medic din Spitalul Județean de Urgență, care și-a înaintat demisia din funcția de șef secție ATI 2, este doamna Rodica Dahnovici, un medic care încasa un salariu lunar de peste 18.000 de lei, adică 180 de milioane de lei vechi. Am vorbit astăzi cu doamna doctor, pentru că inițial cu toții am crezut că este din cauza situației de la nivel mondial, de la nivel, eu știu, situației generată de infecțiile cu noul coronavirus, însă dumneia a motivat că a ales să lase locul unui coleg mai tânăr care să coordoneze activitatea secției din cauza problemelor de sănătate pe care le are. A fost de acord să îmi dă o declarație și a mai spus că a fost o înțelegere amiabilă cu conducerea spitalului. Și-a depus dosar de pensionare și demisia și-a depus-o pe 19 martie. Motive strict de sănătate și vârstă, a precizat șefa, fosta șefă a secției ATI 2 de la Spitalul Județean de Urgență, primul medic care își dă demisia în această perioadă. Alți trei medici de la Spitalul Județean de Urgență și-au depus cereri de pensionare. Este vorba de șefa secției neurologie Maria Zegrean, medicul neurolog Mariana Frăsie și medicul Aurelianu Driștoiu de la Laboratorul de Analize Medicale.
Și la Târgu Cărbunești lucrurile se întâmplă la fel. Sunt medici care au demisionat sau au cerut transferul la alte unități medicale după ce spitalul de urgență de la Târgu Cărbunești a devenit spital de suport pentru cei infectați cu noul coronavirus. Lucrurile nu stau deloc bine din acest punct de vedere. Mai ales că în spital este o tensiune uriașă. Uriașă. Pentru că nu sunt circuite, nu e nimic în spital care să ferească personalul medical de o posibilă infecție cu COVID în cazul în care situația se agravează și la nivelul județului Gorj. Nu a fost reorganizat spitalul. Personalul este frică, este teamă. Scriu doamnele de acolo că suntem prăbușite de frică. Am și pus titlul în acest sens. Și cea mai tare chestiune, deci personalul medical vrea să facă chetă, să strângă bani între ei pentru a aduce o firmă de termopane care să creeze acele zone, să închidă anumite culoare, să se facă circuite pe acolo, care nu au fost făcute până la această oră. Situația este de-a dreptul cumplită. S-au reorganizat gărzile și asistența medicală astfel încât mulți dintre medici vor fi nevoiți să le acorde asistență medicală celor suspecți sau chiar infectați cu COVID-19, aflați în secția de boli infecțioase. Sunt și situații paradoxale, de-a dreptul paradoxale, în Spitalul Județean de Urgență. La psihiatrie, spre exemplu, șefa secției psihiatrie, doamna doctor Câmpeanu, și un alt medic psihiatru, doamna doctor Rață, nu merg acasă de o săptămână, deci nu merg acasă la dânsele la finalizarea programului, de mai bine de o săptămână. După ce la psihiatrie a ajuns miercurea trecută un bărbat care a fugit de pe izolare, venise din Belgia, se afla în autoizolare la domiciliu din cauza unor chestiuni în familie, unor tensiuni, a plecat din autoizolare, l-au prins jandarmii și fiind agitat, unde l-au dus? La psihiatrie. Dimineața, bineînțeles, că a fost luat cu izoleta de acolo, din secția de psihiatrie și din acel moment, doi infirmieri și cele două doctoriții au rămas 3 zile în spital, în secția de psihiatrie. După care, nu se știe dacă acel personaj a fost testat, unde a fost dus de acolo, nu se știe cu exactitate. Cert este că cei doi infirmieri, după 3 zile, au fost trimiși acasă, în familie, dar doamnele doctor, după 3 zile de stat în secție, nu s-au dus acasă la dânsele, s-au dus la o asistentă acasă, ca să-și protejeze familiile. Dar la serviciu vin în continuare, printre ceilalți colegi, adică personal medical, și printre pacienții de la psihiatrie. Cum așa? Adică nu s-au dus acasă ca să nu aibă cei din familiile dânselor probleme, în eventualitatea în care, Doamne ferește, acel bărbat va fi testat, a fost, îi vor veni rezultatele, nu știu exact care este situația, dar vin în fiecare zi la muncă, în spital. Deci, colegii vă puteți contamina și pacienții la fel din secția de psihiatrie. Colegii, încercați să prindeți și mie primul telefon.
Poate ne lămurim în multe privințe, să vedem cu exactitate ce se întâmplă în Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu, pentru că situația este cumplită, o să vedeți cu exactitate în această seară cum stă treaba. Se aud aici, sună în telefonul, vă rog, colegii, dacă e posibil. Încercăm să luăm legătura cu cineva care ne poate explica această situație și ce se întâmplă în unitatea medicală de la Târgu Jiu. Momentan, clientul apelat nu răspunde. Da. Te rugăm. Mai încercați, colegii. Mai încercați încă o dată. După aceea spunem și pe cine încercăm să sunăm. Și dacă nu, o să sunăm și la altcineva. Mai încercați o singură dată, colegii, vă rog mult. Lăsați să sune telefonul până se oprește. Poate ne răspunde cineva totuși. Că nu avem de unde să aflăm situația din spital decât de la persoane autorizate. Nu? Nu răspunde colegii? Puteți să strigați? Poate ne va răspunde totuși cineva. Momentan, clientul apelat Da. nu răspunde. Directorul medical al spitalului, doamna dr. Simona Coleaș, e și purtător de cuvânt al Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu, nu răspunde. Sunați-l, colegii, pe domnul manager Dumitru Vienescu. Poate ne răspunde dumnealui. Dacă nu ne răspunde dumnealui, îl sunăm pe domnul Cosmin Popescu, președintele Consiliului Județean. Dacă nu ne răspunde nici domnul Cosmin Popescu, sunăm un secretar de stat din Ministerul Sănătății. Poate că pe domnul ministru Nelu Tătaru nu-l putem suna, că e plecat la Arad, unde situația e de-a dreptul gravă și chiar la Târgu Jiu. Să ne ferească Dumnezeu să ajungem să avem câteva cazuri. Trebuie că înțeleg că a răspuns domnul manager. Bună seara, domnul manager. Claudiu Matei, sunteți în direct la emisiunea A Patra Putere. Bună seara! V-aș ruga, dacă aveți 3 minute, nu am vorbit înainte, pentru că am încercat să luăm legătura cu purtătorul de cuvânt al spitalului și director medical, doamna dr. Coleaș, însă nu ne răspunde la telefon. Ok, spuneți, Și, vă rog. bun, domnule manager, pe repede înainte, Da. primim mesaje din spital, primim informații de acolo că nu sunt circuite, nu s-au reorganizat secțiile cu circuite speciale. Medicii vor să strângă bani pentru a chema o firmă de termopane să facă acele circuite. Înțeleg că ați asistat la o discuție, chiar ați intervenit în medierea unei discuții între o doamnă doctor și cu doamna doctor Coleașe, directorul medical, și doamna epidemiolog Meche. Este adevărat? Într-o discuție referitor la. La circuite și la ce vi se propusese Da, să astăzi faceți în am avut o spital. ședință de comandament de criză. La nivelul spitalului este un comandament de criză constituit.
Și astăzi, în discuțiile care am avut, la care participă și medicii șefi la secțiile ATI 1, ATI 2, unitate de primii urgențe, am dispus în regim de urgență ca, ca toate circuitele funcționale să fie asigurate până mâine la ora 2. Ce se întâmplă? Deci la Spitalul Județean s-au făcut acele zone de izolare. Mă refer la spitalizarea de zi din Spitalul Tudor Vladimirescu și la spitalizarea de zi din strada Progresului, unde s-au amenajat acele paturi de terapie intensivă. În acele paturi sunt, în momentul de față, circuitele asigurate, funcționale, prevăzute pe procedură operațională. Sunt discuții între medici și de secție și acele circuite stabilite de medic epidemiolog. De aceea am discutat până mâine să fie clarificări și să nu mai fie aceste discuții că medicul știe sau nu știe unde să fie trimis pacientul sau pe ce circuit trebuie să fie trimis pacientul. Și pe celelalte secții, nu știu, medicală 1, gastro, pe acolo sunt deci circuite? Medicală 1 și la Spitalul 700 s-a format acel... tot în spitalizarea de zi și patru distincte pentru medicală, neurologie, cardiologie și patru pentru ATI la spitalizarea de zi de jos. A fost amenajată și astăzi a fost pusă și a fost instalată și acea rampă, discuțiile care a fost acele cu acele rampe, da, atât la Spitalul 700 cât și la Spitalul Tudor Vladimirescu. Deci nu era rampă la Spitalul 700 pentru acea cameră de gardă? Deci, la data la care dumneavoastră am discutat cu dumneavoastră, rampa se dase comandă de această rampă pentru a fi montată. Într-adevăr, nu era rampa, în momentul de față este pusă rampa, dar cred că erau și alte soluții la timpul respectiv cu salvarea care a ajuns acolo. Am înțeles. Ați vorbit cu cei de la DSP, vor accepta acele circuite împreună cu cei de la DSP, ați făcut aceste circuite? Da, circuitul în Spitalul Tudor Vladimirescu este publică, acel circuit care este pe patru de ATI din spitalizarea de zi din 700 sunt avizate direct de Sănătate Publică. Și cele din Spitalul 700? Da, cele din Spitalul 700, mă refer la patrule de ATI din Spitalul 700, da. Am înțeles. Ați vorbit cu personalul medical, știți care este situația pe acolo? Personalul este tensionat. Vă spun că am primit mesaje de la interne, gastro, nefrologie, pneumologie. Până la urmă vor face, medicii pneumologi au acceptat să facă gărzi la infecțioase sau nu? În secția de boli infecțioase sunt doar 3 medici care nu pot să asigure garda la secția de boli infecțioase. Am solicitat în repetate rânduri ca medicii din la medicină internă, deci ambele secții, medicală 1 și 2, să efectueze gărzi la această secție. Niciun medic nu dorește să facă această gardă. De aceea, astăzi am avut discuții și începând de mâine voi emite dispoziții în care voi desemna medici atât din secția medicală 1 și medicală 2 să efectueze gărzi la secția de boli infecțioase. Să facă gărzi la secția de boli infecțioase? Da. Nu, și o veți desemna și pe doamna șefă de secție de la medicală 2? Cu siguranță va fi desemnată doamna Zgăl. Că dumneavoastră nu face gărzi de obicei. Singura dată v-am spus și repet, toți medicii care sunt de secție medicală. Eu doream ca să fie desemnați doar anumite medici din cele două secții de medicală 1 și 2. Medicii de secție nu mi-au nominalizat personalul care să facă parte din linia de gardă, atunci sunt obligat, conform legii, să asigur linia de gardă și inclusiv doamna doctor, șefa de secție, va efectua gărzi la secție de politicioase. Păi, informațiile mele sunt că era chiar mâine programată și a făcut scandal și a fost înlocuită cu șefa de secție de la medicală 1. Este adevărat? Nu este adevărat. Doamna doctor Guță a fost desemnată mâine. În schimb, a fost o înțelegere între doamna doctor Guță și șeful de secție la medicală 1 să facă un schimb de gardă la secția de boli infecțioase, urmând să facă și doamna doctor Guță gardă la secția respectivă. Deci a fost o înțelegere între cei doi șefi de secție. Da. Dânsa era desemnată mâine și s-au stabilit între dânsi și pus să stabilească gărzile între medicală 1 și medicală 2. Dar de obicei, doamna doctor Guță, de ce nu face gărzi? Gărzi la secția de boli infecțioase sau unde? Nu, la secția medicală 2. Da, dânsa a fost șefa de secție, a repartizat gărzile, deci vă spun că în momentul de față va face gărzi la secția boli infecțioase, la spitalul. Domnule manager, la secția medicală 2 făceau gărzi cei de la balneo și cei de la geriatrie. Și doamna doctor Guță nu făcea gărzi acolo, cum e? Și nici măcar urgențe. Adică nici măcar urgențe până la ora 14, ziua când intră personalul de gardă. Cum este posibil așa ceva? Deci haideți să vorbim despre ce este acum. V-am spus că doamna doctor Guță va efectua gărzi la secția de boli infecțioase. Am înțeles. Secția balneo mai funcționează? De
Deci toate secțiile, în locația de unde era amenajată secția de boli infecțioase, sunt amenajate și secția de armată și secția de oncologie. Secția de balneofizioterapie funcționează în momentul de față într-un număr redus de paturi comparativ cu ce avea înainte, nici că eventual undeva la 10 paturi funcționează acum. Am înțeles. Și medicii ce o să facă, cei care nu au niciun fel de activitate? Medicii vă referiți la cei din balneofizioterapie? Da. O să asigură linia de gardă care există la medicală 1 și medicală 2 și balneofizioterapie. Doar atât? Și pacienții care sunt internați în secția de boli infecțioase. Da, am înțeles. Cine aprobă graficul pentru acele gărzi? S-au făcut gărzile pentru luna aprilie, că suntem în data de 1 astăzi. Gărzile pentru secția de la care gărzile se referiți? Nu v-am înțeles. Nu v-am înțeles. La secția de boli infecțioase, că acolo este problema acum. Deci, v-am spus, secția de boli infecțioase în momentul de față nu avea asigurată linie de gardă în totalitate. Da. Am avut discuții cu șefii de secție, atât la medicală 1, medicală 2, dispensarul TBC, care nu doresc efectuate gărzi, atunci atributul managerului este acela de a desemna și asigura linia de gardă. Drept urmare, începând de mâine, voi introduce în graficul de gărzi toți medicii la toate cele trei secții. Adică de la cele trei secții fiind medicală 1, medicală 2 și a treia care este? Dispensarul TBC. Și dispensarul TBC? Da. Păi parcă medicii pneumologi nu v-au trimis niște solicitări că nu vor să facă gărzi acolo? Da, în momentul de față v-am spus, nu știu dacă este o posibilitate de a refuza să fie de gărzi. Este o situație în care toată lumea trebuie să participe la asigurarea acțiunii medicale. Am înțeles. În afară de doamna doctor de la ATI 2, a mai demisionat cineva? Nu. Este singura demisie. Să un pic să clarifice și problema cu... Doamna doctor a depus demisia din funcția de șef de secție, dânsa în momentul de față rămâne medic în cadrul secției de ATI 2. Am înțeles. Deci dânsa ocupa funcția cu delegații de șef de secție și urma să... nu mai dorește să ocupe această funcție și a rămas medic în cadrul secției de ATI 2. Am înțeles. Bun. Dar acum directorul, spitalul are director medical? Da. Și purtător de cuvânt? Și purtător de cuvânt. Și unde este purtătorul de cuvânt? Că noi îl căutăm, l-am sunat și în această seară. Deși nu are numărul de telefon public, public pe site, vreau să spun, pe site-ul spitalului, l-am făcut și noi rost și nu răspunde doamna doctor Coleașe la acel număr de telefon. Da, o să vă răspund dânsa să văd care a fost motivul de nu l-a răspund la telefonul meu. O să am o discuție cu dânsa. Am înțeles. Bine, mulțumesc mult pentru clarificări, domnule manager. O seară bună. Da, a fost în legătură directă cu noi managerul Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu, domnul Dumitru Vienescu, pe care ne-am permis să îl deranjăm din cauza că purtătorul de cuvânt al spitalului nu răspunde la telefon. Și în același timp este și director medical. Aveam mai multe lucruri să o întreb pe doamna Coleașe în legătură cu personalul medical din Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu. Nu o să detaliez multe chestiuni pentru că poate în final, într-una din seriile viitoare, o vom prinde la telefon și pe doamna doctor Coleașe, pe domnul Vienescu. Ne comunică zilnic ce se întâmplă cu personalul de pe secția de infecțioase, acolo unde sunt internați suspecții de coronavirus.
L-am întrebat despre circuite. O să vedem dacă până mâine la ora 14 se va clarifica situația circuitelor în spitalul 700, acolo unde, așa cum vă spuneam, medicii vor să strângă bani, să facă chetă, să cheme o firmă de termopane pentru a rezolva această problemă nerezolvată până acum, în condițiile în care jos, la parterul clădirii, s-a creat un compartiment de terapie intensivă pentru cei aflați în stare gravă din cauza noului coronavirus și vestea bună este că nu vor mai fi făcute favoritisme unor medici șef de secție și vor face gărzi la infecțioase. Dom'le, dacă eu sunt curios dacă o doamnă doctor, șefa secției medicală 2, doamna doctor Guță, dacă va face gărzi, că înțeleg că era programată mâine și nu a făcut scandal, zice domnul manager, a făcut un schimb de ture cu șefa secției medicală 1, cu doamna doctor Cioplea. Dacă nu mai sunt făcute, nu mai sunt favoritisme, totul e ok. Cum au fost până acum? Pentru că până acum, așa cum v-am spus, doamna doctor nu a făcut gărzi și nici urgențe. Deloc! O singură urgență pe săptămână, ce înseamnă urgențe? Vrei să primești pacienții de dimineața, de la intrarea în program, până când intră doctorul de gardă, medicul de gardă. O dată pe lună. Și salariul este uriaș, peste 100 și ceva de milioane. Nu am timp să mă uit acum, 150-60. Dacă face și doamna doctor Guță gărzi, ar fi perfect și nu mai sunt discriminări în spital. Așa ne-a asigurat domnul manager și sperăm ca lucrurile să se întâmple așa. Vom vedea dacă chiar se vor întâmpla aceste lucruri, pentru că vom verifica. Au acceptat și medicii pneumologi să facă gărzi la infecțioase, ceea ce este excelent. Totuși, o chestiune a rămas un pic nelămurită, cei cu din balneologie, în condițiile în care șefa secției de la Balneo de acolo este nora președintei Colegiului Medicilor și nu știm care este obiectul de activitate. Trebuia să-l întreb pe domnul manager dacă îi trimite cumva în șomaj tehnic. Există și această posibilitate. Da. Haideți, colegii, să încercați să-l prindem la telefon pe domnul deputat Dan Vulceanu. O să mai revenim pe spital în fiecare seară. O sunăm pe doamna doctor Colea și nu răspunde. O sunăm pe domnul Cosmin Popescu. Nu răspunde nici domnul Cosmin Popescu. Sunăm un secretar de stat din Ministerul din Ministerul Sănătății, fără niciun fel de problemă. Pentru că lucrurile trebuie să se desfășoare de altă manieră și aici la Târgu Jiu, ca să nu ajungem în situații critice. O să urmărim în continuare situația de la spital. Încercăm să aflăm ce se întâmplă în sectorul economic de data aceasta, pentru că această criză afectează foarte, foarte, foarte tare sectorul economic și vedem, trebuie să trecem peste această criză, vedem cum ne revenim după aceea, dacă ne vom mai reveni, pentru că sunt semne nu tocmai bune la această oră.
Prin telefon alături de noi, președintele PNL Gorj, domnul deputat Dan Vulceanu. Bună seara, domnul Vulceanu. Vă salut, vă salut. Mulțumesc că ați acceptat invitația noastră prin telefon. Avem câteva chestiuni de lămurit punctual. V-aș ruga, înțeleg că lucrurile sunt clare. Începând de astăzi, cererile pentru șomaș tehnic pot fi depuse și, cel mai important, nu este necesar certificatul de urgență. Da, așa este. S-a renunțat la necesitatea certificatului pentru situații de urgență în cazul șomajului tehnic și companiile care au suspendat contracte de muncă la salariați pot să depună o solicitare și tabelul cu salariații pentru care aplică să primească șomajul tehnic. Înțeleg că plățile se vor face direct de către AJOFM. Angajatorii nu trebuie să avanseze ei acele plăți. Nu, plățile se vor face de către AJOFM angajatorului. Angajatorului și salariații își vor primi? Salariul de la angajator, șomajul tehnic de la angajator. Nu am putut, eu am auzit într-adevăr că exista și această propunere ca AJOFM să facă plata direct salariatului, însă existau situații în care salariatul nu are un cont bancar și trebuie să primească banii cash. Practic, angajatorul până la momentul acesta nu îi plătea banii într-un cont bancar. Sunt și asemenea situații. Să știți că în România există multe persoane nebancarizate și asta te pune în imposibilitatea de a aplica o regulă generală pentru toți salariații. Am înțeles. Ce se întâmplă cu persoanele aflate în concediu de creștere a copilului? Pot să... Da, vă rog. Persoanele aflate în concediu pentru creșterea copilului își păstrează această... indemnizație pentru creșterea copilului. Pe toată perioada cât este acest decret privind instituirea stării de urgență? Pe toată perioada, oricum primeau indemnizație pentru creșterea copilului. Deci acolo aceste persoane erau acasă și stăteau cu copiii și primeau indemnizație. Există o altă situație pentru părinții care nu au cu cine să lase copiii în această perioadă și ei vor primi 75% din salariu sau maxim 75% din salariul mediu brut pe economie. E vorba de părinții care... în această perioadă trebuie să lucreze și n-au cu cine să lase copiii. Și atunci vor rămâne acasă și vor primi această indemnizație. Am înțeles. Domnule deputat, ce se întâmplă cu amânarea ratelor? Cum s-a clarificat la nivelul executivului modalitatea în care va fi emis un act normativ sau va fi reglementată această chestiune? Da, a fost o chestiune pe care trebuia să o reglementăm în legătură cu creditele ipotecare. Pentru că s-au tot pus puncte de vedere prin care oamenii plătesc dobândă la dobândă și au fost tot felul de exprimări politice din punctul ăsta de vedere. Și atunci guvernul a simțit nevoia să vină cu clarificări astfel încât lucrurile să fie foarte clare și oamenii să înțeleagă foarte clar că nu e vorba de așa ceva. Practic, ordonanța de urgență a fost publicată în Monitorul Oficial și acum, în următoarele zile, vor fi publicate și normele de aplicare ale acestei măsuri, care sunt destul de simple. Să știți, practic, orice cetățean aflat în această situație de a dori să solicite amânarea ratelor, face o solicitare către bancă, banca verifică încadrarea în prevederile ordonanței, adică să fi fost afectat direct sau indirect de către criza coronavirusului și procedează la amânarea ratelor pe perioada solicitată de către client. Am înțeles. De altfel, vreau să subliniez următorul lucru. Să știți că în toate aceste măsuri, procedurile pentru a ajunge la plata indemnizațiilor sau de a beneficia de o altă măsură
sunt foarte simple, nu sunt, inclusiv pentru cei care doresc să primească împrumuturi pentru capital de lucru sau investiții. De asemenea, pot să acceseze site-ul IMM Invest, care e deja disponibil, își fac acolo un cont și trebuie să încarce câte 3 formulare plus copie după acte de identitate și certificatul de înregistrare la Registrul Comerțului. Altceva nu e nevoie decât atât. Am înțeles. A făcut domnul ministru al finanțelor Florin Câțu unele declarații că ia în calcul înghețarea salariilor. Ce presupune chestiunea asta și când și dacă chiar s-ar putea lua o astfel de decizie? Da, eu am văzut declarația lui Florin Câțu. Înghețarea salariilor este o chestiune pe care presa a extrapolat-o din ceea ce spunea Florin Câțu, el dorind să sublinieze faptul că în această perioadă de criză toți trebuie să fim solidari și că până la acest moment nu am avut o discuție referitoare la aceste aspecte, dar dacă va fi nevoie, sigur vom discuta și despre asemenea măsuri. Asta înseamnă că salariile rămân în 2020 cele pe care le-am reglementat la începutul anului sau erau reglementate la, chiar de la începutul anului prin legea salarizării unitare. Nu mai există alte majore salariale. Ar putea să fie. Dar vom vedea la momentul în care se va pune problema de vreo majorare salarială dacă ea mai poate fi posibilă sau nu. Am înțeles. Domnule deputat, situația complexului energetic Oltenia se complică. S-a anunțat un grafic pentru șomaj tehnic pe viitor. Pe luna martie intră în șomaj tehnic o parte din mineri și energeticieni, luna mai o altă parte, două dintre termocentrale nu mai funcționează absolut deloc la această oră. Compania este aproape închisă și din cauza lipsei cererii de energie. Își mai poate reveni complexul energetic Oltenia în aceste condiții? Sigur, complexul energetic Oltenia e o companie foarte mare și cu probleme pe care deja le cunoșteam. Această perioadă de reducere a consumului de energie este o perioadă pe care cred că o vom depăși cu bine, pentru că deja la nivel de management s-au luat câteva măsuri, așa cum spunea și dumneavoastră, legate de șomaj tehnic și vreau să vă spun că această măsură a șomajului tehnic vine și cu alte economii pe care compania le va face în perioada în care vor fi oameni în șomaj tehnic, pentru că, așa cum știți, ei au luat decizia de a merge pe rând în șomaj tehnic prima dată anumite cariere sau termocentrale și după aceea celelalte. Asta înseamnă o reducere de costuri și la nivel de transport și la nivelul altor costuri și sperăm ca toate aceste măsuri să se vadă în rezultatul financiar al companiei la sfârșitul anului. Ceea ce e important oricum de subliniat este faptul că o mare problemă a fost rezolvată în ceea ce privește acel memorandum și acel împrumut pe care complexul energetic Oltenia trebuia să-l contracteze astfel încât să poată să plătească certificatele de CO2. De asemenea, suntem în discuție în momentul de față pentru hotărârile de guvern privind scoaterea din circuitul silvic a unor suprafețe de teren astfel încât fronturile să fie deschise și sper ca la finalul acestei perioade să putem să ne reluăm activitatea în plin, astfel încât, odată cu revenirea lucrurilor la normal, complexul energetic Oltenia să fi depășit toate aspectele care o conduceau spre un rezultat financiar negativ. Da, am trimit prietenii mei din complex. La această oră doar termocentrala de la Ișanlița este închisă. La Rovinari funcționează două grupuri energetice, la Turceni un grup și la Craiova 2, un grup, putere totală livrată în sistemul energetic național, 681 de megawați.
la această oră. O singură întrebare mai am, de fapt nu este, este o întrebare de la telespectatorii emisiunii. Vă rog să-l întrebați pe domnul deputat Vulceanu ce se întâmplă cu personalul auxiliar din învățământ. Numai o secundă că am pierdut mesajul, că sunt foarte multe. Unde este? O secundă că îl găsesc. Așa, ce se întâmplă cu personalul auxiliar din învățământ? Nimeni nu ne spune cum o să fim pontați, dacă o să fim băgați în concediu de odihnă, întreabă o doamnă. Personalul auxiliar din învățământ are același tratament din punct de vedere al legii ca ceilalți funcționari ai statului. Nu poți să fii în concediu de odihnă conform legii decât dacă solicită salariatul sau dacă e programat în această perioadă pentru efectuarea concediului de odihnă. Așa cum știți, în această perioadă în care școlile sunt oprite temporar, personalul auxiliar trebuie să își prefeze activitatea de personal auxiliar, iar profesorii fac pe cât posibil orele sau țin lecțiile prin mijloace electronice, urmând ca în cel mai scurt timp după reluarea școlii să recupereze și cealaltă parte de materie care trebuie recuperată. Problema este că la acest moment nu știm ce se va întâmpla cu anul școlar. În sensul în care dacă lucrurile vor reveni rapid la normal, se mai pot recupera anumite ore. Dacă nu, e posibil ca anul școlar să fie considerat încheiat și copiii să treacă în anul următor fără, cu activitatea pe care au avut-o până acum. De asemenea, la momentul ăsta nu pot să vă spun nimic legat de eventuale examene pe care elevii ar trebui să le dea aici. Mă gândesc la bacalaureat sau admiterea la facultate, acolo unde facultățile au admitere. Am înțeles. Deci sunt câteva aspecte care vor fi reglate odată cu ajungerea într-un anumit punct sau la o anumită dată, astfel încât să știm că nu mai poți să recuperezi materie sau trebuie să te gândești ce faci cu examenele școlare. Bun, mai discutăm pe viitor despre situațiile care vor apărea. Mulțumesc mult pentru intervenție, o seară bună. Vă mulțumesc și eu. Mulțumesc. Da, a fost președintele PNL, deputatul Dan Vulceanu, cu lămuriri despre șomaj, despre complexul energetic Oltenia, despre șomajul tehnic, despre complexul energetic Oltenia și alte chestiuni care ne interesează pe noi toți, pentru că ține până la urmă de situația gravă prin care trecem. Spuneam că o să revenim și o să discutăm despre ce se întâmplă la Spitalul Județean de Urgență, poate și mâine seară, pentru că, da, doamna doctor, doamna director medical probabil nu era lângă telefon, poate pe viitor o să ne auzim în direct în emisiune. Haideți să vedeți ce se întâmplă în aceste zile în județul Gorj și cum vor unii domni politicieni să profite de pe urma oricărei chestiuni legate de această situație. Ieri la Radio Infinit, la interviurile Infinit FM, și deschid acum ca să și auziți despre ce este vorba, mi-am și scos exact timpii pe aici. Prin telefon, domnul președinte al PSD Gorj, domnul Mihai Weber. Și, într-adevăr, până la publicarea în Monitorul Oficial,
Și până la publicarea în Monitor Oficial a listei spitalelor COVID și alte clarificări cu privire la chestiunea asta, a circulat o listă, într-adevăr, pe care nu figura spitalul de la Târgu Cărbunești. Și cât are intervenția domnului Weber? Un minut. Stați să vedeți ce zice domnul Weber și apoi un alt politician. 3 și 16. Imediat punem intervențiile telefonice ale celor doi politicieni. Imediat să-mi opresc sonorul pe aici și nu știu de unde. De aici. Da. Bun. O secundă. Să vedeți. 3 și 16. Numai un pic. Vă rog, nu ratați. Și finalul emisiunii e apoteotic. Ia. Să vedem. Cred că la ora 13 a fost publicată, sau oricum în preajma acestei ore, a fost publicată lista cu spitalele care vor trata COVID-19. Văd că e spitalul județean din Târgu Jiu pe listă, nu spitalul din Târgu Cărbunești. Cel puțin mă uit acum la ea, sper să nu-mi scape. Sunt 52 de unități medicale și este trecut spitalul județean de urgență din Târgu Jiu pe această listă. Păi s-a schimbat un pic abordarea, întrucât am trecut în scenariul 4 peste 2000 de persoane infectate și atunci, sigur, s-au luat alte măsuri. Spitalul județean este un spital de urgență și la nivel de fiecare județ s-a luat în calcul unitățile care au personalul medical cel mai numeros și specializat în astfel de situații. În fine, domnul Weber zicea, da, domnule, nu mai e spitalul Cărbunești, că s-a schimbat schimbarea. Întrebat, fiind de jurnalista Dana Stoleru de la Radio Infinit. Acestea erau informații de la ora 13. Bun, și a zis domnul Weber, domnule, nu mai e spitalul de la Cărbunești, că s-a schimbat, că nu știu ce, explicații, că e mai mult personal la Târgu Jiu și așa mai departe. Doamne, auzindu-l, următorul invitat în emisiune, domnul Ion Fugaru. Ați auzit de domnul Ion Fugaru? Ați auzit. Da, a zis domnul Fugaru, băi, de ce să nu culeg și eu câteva voturi? A auzit-o pe Dana Stoleru discutând chestiunea asta, l-a auzit și pe domnul Weber că n-ar mai fi spitalul de la Cărbunești printre spitalele desemnate să asigure suport celor infectați cu COVID. Și ce a zis domnul Fugaru, era să zic Fularu, să mai culeagă ceva voturi de la cărbuneșteni și iată mostră de parșivenie. Sunteți pe fază? Cât are asta? Stați să nu vă țin mult. Are 30 de secunde. Ia uitați aici. Îl avem la telefon pe domnul Ion Fugaru, fost viceprimar. Bună ziua, domnule Fugaru. Sărma. Ați aflat, da? Nu e spitalul din Târgu Cărbunești. E spitalul județean de urgență din Târgu Jiu. Eu știu că noi doi am avut o discuție de mai devreme și între timp a apărut lista, domnule Fugaru, cu spitalele care vor se vor ocupa de COVID. Mai știți că sunt un luptător? Mai știți foarte bine... Când văd că lumea se adresează către mine și las în pace și mă adresez instituțiilor statului în care încă am încredere. Vreau să mulțumesc ministrului de interne căruia i-am trimis memoriul, ministrului de sănătății, domnului secretar de stat Arafat, domnului președinte al României. La toți m-am adresat cu rugămintea ca acest spital să fie lăsat pentru sănătatea celor peste 100.000 de locuri. Deci gata, domnule, de aia, deci la 2 fără 20, atât era ceasul, vorbise domnul Fugaru cu ministrul afacerilor interne, Vela, cu ministrul sănătății, domnul Barbu, așa-l cheamă, nu? Tătaru, pardon, cu secretarul de stat Arafat, și cu președintele României, cu domnul Iohannis. Și domnule, gata, nu se mai face spital COVID la Cărbunești, totul este rezolvat.
Deci, încă o dată, la ora 1 și 20 când a început emisiunea, a apărut o listă pe care, într-adevăr, nu era Spitalul Cărbunești. A intervenit domnul Weber și a zis, da, domnule, s-a schimbat schimbarea, e Spitalul de Județean de Urgență Târgu Jiu. Auzind discuția, a venit și domnul Fugaru și a zis, bă, păi dacă am vorbit eu cu ministrul Vela, cu ministrul Tătaru, cu ministrul Arafat și cu președintele Iohannis, gata, s-a rezolvat. Nu e. Nu este spitalul de la Târgu Cărbunești. La ora 14 și 20 și ceva de minute, deci după o jumătate de oră, a apărut monitor oficial. Guvernul a stabilit lista spitalelor COVID. Ce să vedeți? Spitalul de la Cărbunești figura printre spitalele COVID. Deci, domnule, cum se poate așa ceva? Nu l-a ascultat, domnule, nici. Domnule, și îi promisese și Iohannis, și Vela, și Tătaru, și Arafat, lui domnul Fugaru, îi promiseseră, bă, gata, nu e la Cărbunești, lasă-l. Domnule, a apărut în monitor Cărbunești. Bă, ori cred că a uitat și a notat undeva Iohannis că a vorbit cu domnul Fugaru și a notat undeva și cred că a pierdut fițuica aia pe care și-a scris. Bine, a scris acolo, Fugaru nu Cărbunești. Bă, a uitat. Sau domnul Vela, unul dintre ei cred că a uitat. Cum se întâmplă lucrurile și nu ies nici socotelile astea politice, câteodată e belea. Haideți să, și să mai avem 3 minute. Haideți să vedeți un filmuleț tare, cum se face dezinfecție în Turcia și după aia în Turnul Măgurele. Bă, a spus bip la Turnul Măgurele? Ia să vedeți o paralelă cu dezinfecția în Turcia și în Turnul Măgurele, România 2020. Uitați, barjocuri. Să disinfectează. Un furtun. Primăria Turnul Măgurel. Primăria Turnul Măgurel. Iau, să p***e. Desinfectare Turnul Măgurele. Un furtun. Primăria Turnul Măgurel. Fac jocuri. Așa se disfrentează la noi. Un sfânt de furtun. Spală. Păi de mărăcine. De mamă. Fac jocuri. Deci în mine. Uitați, bag jocuri. Deci mai există comentarii din punctul dumneavoastră de vedere? Nu cred. Suntem la final. Și încheiem într-un ton optimist. Urmează știrile Tele 3. Eugen Măruță la dilemele zilei la 20:30. Păi... ce? Suntem la final. Și încheiem într-un ton optimist. Îl veți asculta pe maestrul Ionel Tudorache un minut. Ce să zic? Să vă zic ca la dedicații? Cu auziți vorbele astea? Bine, se face special pentru toți cei care stați în casă. Pentru cei, și pentru cei din izolare și pentru cei din carantină, dar
trebuie să stați liniștiți acolo, că altfel nu mai punem melodia asta, punem aia la Chilia în Port, tot cu Ionel Tudorache. Deocamdată atât pentru această seară. Ne revedem mâine seară la Eugen Măruță, dacă mă invită, nu sunt sigur. Cu A Patra Putere vă întâlniți vineri la ora 19 aici cu Irina Stoian. Vom discuta și pe mai departe despre situația din județul Gorj. Hai colegii, băgați vorbe în cântec, puneți un pic de strălucire în voce domnului Tudorache, să ne auzim sănătoși. Sănătatea-i mai presus ca toate, geaba-i diamante și palate. Sănătos, da, că nu ești degeaba, of, of, la ce-ți folosesc banii și averea. Sănătatea-i mai presus ca toate, geaba-i diamante și palate. Sănătos, da, că nu ești degeaba, of, of, la ce-ți folosesc banii și averea. Nu contează banii pentru mine, mai bine nu i-am dat să fiu bine. De ce? Sparg o ceapă și-o mănânc cu sare, of, of, dar să fiu sănătos pe picioare.